Bună ziua, mama Dorin, ce faci, mami dragă? Tu acolo, ce vrei să faci? Bună ziua tuturor! Bună ziua! Astăzi facem o pituță de casă, ca la țară. Bravo, Dorin! Hai să te vedem, să începem. Cum faci tu pâiniuța de casă? Deci, ce pui? Făină. Ingrediente. Sare. Droștie. Și începem cu... Și apa caldă, nu? Și apa caldă. Și începem cu frământarea. Bravo, Dorin. Hai să te vedem. Pac, pac, pac. La pitul drojde din asta pui, nu? La pliculeț? Da. Pui și printre aia la altă de multe ori. Da, păi acum... Prenghețată. Da. Explică-le cum faci tu pâinea între timp ce tu faci acolo, Dorin, la o prieten. Și să vedem ce părere au oamenii despre frământatul tău. La două pituțe. 1 kg de făină, la 2 pâini în tăți mici. O lăsăm la crescut o jumătate de oră. O lăsăm 10 minute în tăți să dospească. După aceea să încingă cuptorul și să bagă la cuptor. Bravo, Dorimia! Domnul Iisus să fie la lucru! Amin! Hai să vedem repede, păcai că se primează câtă apă pui. Gata! Iau aici așa, eu îți iau pliculețele. Piper și ou, nu pui? Bă, și cimbru! Cimbru, că după aia poate crede oamenii. Nu, am glumit, dragii noștri. Am glumit cu voi. Voi știți că noi suntem haioși și glumim aici așa tot timpul. Însă, mama Dorin, să vadă Cristi și să vadă oamenii cum frământi tu pâinea ta de căsucă. Și cât o lași, mama, la crescut? De oră sau oră, jumate, nu? Depinde. Mă duc să aprind căldura, da? Ca să o punem la căldurică în salon. Să fie caldă. Acum trebuie bătută bine, așa-i? E frământată, aproape ca cozonacul. Mhm. Te-ai obosit? Așa e că te-ai frământat-o, nu, mama? Așa e. Bine, asta este prima tură a noastră. Asta trebuie bătută ca pe foile de crâmpite sau cum? Să simți aluatul după mână. Ca să face, știi? Uite ce fain se desface aluatul, se deslipește încet, încet. Nu sunt idiot. Nu sunt idiot, mamă. Nu sunt idiot.
partea cealaltă, două. Acum când scoatem pâinea, filmăm când scoatem pâinea. Acum filmăm aici cu frământa mama luată și o să filmăm și când scoatem pâinea. Gata pâine, mama? Da. Da? Ce fain să ieșit. S-a ieșit așa mai rumenă pe deasupra un pic, așa-i? Așa-i bună, mai crocantă. Și mie-mi place așa, și mie-mi place așa. Super tare. Cât ai lăsat-o la cuptor, mami? O oră. O oră, așa-i? O oră, ce da. Faină. Ui, da, zic că e cozonac. Ioi, ce faină, zic că e cozonac. Ce faină s-a ieșit. Îmi place tare mult cu margarină. Pune stava aici, să-i loc. Așa, bravo, domnule. Super. El de făină, Luca. Super. Să dau pinica. Bravo, Dorinia. Făinuță a ieșit. Abia aștept să mănâncă o cucașă. Abia aștept, acum o lăsăm să se răcească un pic, da? Aici. Ce faină e. Zici că ai făcut-o acasă pe vatră. Cum am cântat eu cânticul ăla. M-au crescut cu pita de pe vatră, cu dragoste frământată, la 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 la. Și m-au învățat să știu credința, să-mi iubesc satul și vița, la 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 la. Pâine de casă, Dorinia. Acum umedește un picuț, nu, mama? Un compil de apă ca să se cași la brutărie. Așa făceam și la brutărie când eram. Da, ieșit! Da, o faci acolo cu puțină apă deasupra ca să se înmoaie puțin. Da, asta e pâinea lui Dorinia. Răspunsul a ieșit aici. Așa, super tare arată Dorinia. Bravo, bravo, bravo. După aia mâncăm cu margarină, mama, și cu niște sarmaluțe, nu? Că mai avem încă sarmale astăzi. Asta, bravo, Dorica mea. Ce să zic, gospodina mea, mai ai un lacu pe unghii? Nu ți s-o duc lacu pe unghii de pe unghii? Mai ai lacul de ieri. Bine, Dorica mea, te țucăm, draga mea. Bravo, bravo, bravo pentru tot ce ai făcut, arată super. Abia aștept să mănâncă miroasă aici, așa, mortal, a pâine. Abia aștept să mănânc pâinea ta, Doricuța mea. Să se moaie puțin acum și să vedea și pâine crocant, așa. Auzi ce fain. Ce fain frâie. Ce fain frâie. Ce fain. Ce fain fructo. Super, super oifit. Da, o zi bună. Dacă vă place rețeta lui mama, să-mi lăsați un comentariu acolo jos. Și dacă aveți întrebări, dacă vă place cum a ieșit, vă zicăm, dragii mei, și vă mulțumim pentru distribuire și pentru like-ul vostru. Vă mulțumim pentru tot.